Am sesizat instituțiile statului cu privire toate, absolut toate neregulile găsite în minister, toate procesele, toate au ajuns la poliție și IGP. La DNA? La parchetul general? Inclusiv la parchetul general. Dar ne puteți da câteva exemple de nereguli găsite? Neregulile sau primari care au fost vizați sau funcționari? Nu pot să nominalizez un primar, nu, ăsta este obiectivul meu. Obiectivul meu este să pun capacul la... Am înțeles, domnule ministru, că de exact de pus capacul. Ce proiecte aveți? Avem multe proiecte. Dați-mi și nouă, două, trei exemple. Da, le-am explicat și în cadrul... Sunteți supărată? Nu sunteți supărată, da? Dați-mi Borcanul a fost închis, așa că nu aveți... Nu o să aveți ocazia să... Domnule ministru, vi s-a cerut în repetate rânduri să prezentați lista localităților care au primit finanțare pentru a vedea dacă au fost împărțiți banii pe criterii politice. De ce nu ați făcut acest lucru? Doamnă, eu vă spun că aceste informații sunt publice, de la un clic distanță. Deci dumneavoastră puteți intra pe site-ul ministerului să observați toate aceste lucruri, să le consultați. Deci nu există nimic netransparent, nu există un proiect, domnule, un contract. Nu au fost actualizate aceste informații, nu se regăsesc actualizate pe site-ul ministerului. Deci dacă nu sunt actualizate, în cel mai scurt timp vor fi actualizate. Dacă dumneavoastră spuneți că nu sunt actualizate, vor fi actualizate. Am văzut niște imagini care nu l-au pe slide-ul. Ne puteți explica de ce ați ales să le expuneți? Deci sunt fotografii de la fața scurt în control de executate de inspectorul inspecției. Deci mai sunt niște fotografii cu realizările dumneavoastră. Până la... Sunt multe lucrări pe care le vom finanța. Le-am enumerat la audier. Important, cum am mai spus, este să oprim risipa. Deci, de prea mult timp aceste contracte derulate prin minister au fost sifonate. Vă doriți să mai ghiceați? Sigur că da. O să mergeți în plen să le cereți colegilor votul de încredere, domnule ministru? Într-adevăr, o să ajungem în plen și o să vedem ce se întâmplă. Adică, dar ce le cereți colegilor? O să le cerem PSD-ului să nu ne voteze. Domnule ministru, și credeți... Și fără să înseamnă că faceți un blat cu ei ca să mergeți către anticipate, dacă le cereți... PNL nu face blat sub nicio formă cu PSD. Dar are nevoie de PSD pentru a ajunge la anticipate. PNL face blat cu PSD-ul. Dar are nevoie de PSD, domnule ministru. Are nevoie de PSD PNL-ul pentru a ajunge la anticipate? PNL nu are nevoie.